Pentru mai multe familii din Slatina, Crăciunul a venit cu o bucurie în plus. Au primit în viața lor un copilaș, cel mai frumos dar de sărbători. 5 copii au venit pe lume la maternitatea Spitalului Județean de Urgență Slatina în prima zi de Crăciun. Este vorba despre 2 prematuri și 3 normoponderali, a căror evoluție ulterioară este bună. De asemenea, noaptea dintre ani, au venit pe lume 3 băieței născuți la termen, perfect sănătoși. Pe data de 25 decembrie, în ziua de Crăciun, am avut 5 nou născuți, 3 normoponderali și 2 prematuri cu adaptare și evoluție bună ulterioară. Iar pe data de 31 către 1 ianuarie s-au născut 3 copilași la termen cu evoluție bună. În total, de Crăciun și Revelion, la maternitatea din Slatina au venit pe lume 6 băieței și 2 fetițe. Pentru că data de 25 decembrie este una încărcată de semnificație, se spune că persoanele care s-au născut în această zi sunt speciale din toate punctele de vedere. Cât despre bebelușii veniți pe lume în prima zi a anului, tradiția spune că sunt cei mai norocoși și vor avea succes în viață. Noul an reprezintă un nou început, iar nimic nu poate ilustra acest fapt mai bine decât nașterea unei noi vieți.